În challenge-ul de azi trebuia să câștig cu arme doar de la comoara ascunsă. Probabil de asta o să mă vedeți vorbind despre chestia asta în timpul clipului. Dar tot clipul a luat o întorsătură grozavă. Și de asta titlul și thumbnail-ul sunt diferite. Pentru că eu nu găseam acea comoară ascunsă. Așa că am făcut win cu 0 kill-uri. Păi o experiență super tare, pentru că e unul dintre cele mai tryhard challenge-uri pe Fortnite. Insane de greu. Dar am reușit, așa că vă invit să vă uitați la tot clipul să vedeți cum, pentru că a fost insane de greu, cum am zis. Unul capa e pe shop dacă vreți să reușiți și voi chestii de genul. Și dacă vreți să mă susțineți, subscribe aici. Hai să-i dăm drumul la episod, bă. Cea mai grea chestie din challenge-ul ăsta este că nu știu cât de greu o să găsesc comoara aia. Până nu o găsesc, n-am voie să joc cu niciun item, bro, ceea ce e insane. Și nu vă luați de mine că am alt skin din câte ați văzut în lobby, da? L-am cumpărat de pe shop și l-am luat cu S1K e pe shop, stai că shop cu unul cu ei. E tryhard rău de tot, bro, și vreau să mă joc și eu cu un skin tryhard azi. Am chef așa că de-abia l-am cumpărat și vă iubesc. Da. Odată ce o să luăm comoara, ar trebui să ne fie destul de ușor. Vreau să-mi iasă episodul ăsta din prima, pentru că ar fi super dacă ne-a reușit din prima. Mi-ar fi și mai simplu la edit lui Rareșică și ne-ar mulțumi Rareșică. Să mă duc într-o locație cât mai obscură, aș putea spune, pentru că eu dacă nu găsesc comoara, eu nu pot să bat pe nimeni, maxim cu pickaxe, ceea ce mi se pare insane. Dar odată ce o avem, trebuie să-mi pun skill-ul în aplicare, frate. Bă, uite un grappler, let's go. Grapplerul ăsta chiar poate să mă ajute când fug de playeri. Cel puțin acum, cât timp nu am nici măcar o armă. Am luat prin nou cu asta. Bă, stai, ce faci? Să nu se găsească comoara aia decât în locații șmechere și să se găsească peste tot. Teoretic ar trebui să fie random, nu? Când ne dea în prima, voi vă dați seama că nebuneam, nu? Cred că o să stau extra mega mult până o să găsesc. Bă, ce-i drept, am găsit în fiecare match pe live și așa, dar că foarte rar am găsit la început. Dacă o să bat pe cineva până absurd cu pickaxe-ul sau, nu știu, cu ceva grenade sau ceva, o să-i folosesc armele dacă are arme legendare, pentru că e clar că sunt luate din chest. Că un pump legendar așa nu prea mai găsești decât dacă găsești în comoara aia aceea. Am găsit 3 pump-uri legendare timp de 10 zile de sezon. Ce-mi place lootul meu, e nebunie lootul meu, frate. Bă, care a picat zona pe mine, deci pot să lootez aproape pe aici. Bat player în stânga, bă, ce mofti că nu pot să-i bat eu. E shop de player live, aproape nimeni, ești nebun. Bă, dar să bat rău ăia, îi aud. În locația asta o să fie ultima scăpare. Nu, te rog, nu, te rog. Nope. Sincer, să cred că am avut eu noroc pe live-uri și de am găsit-o. Că văd că meciuri după nu prea o mai găsești. Mai nașpa update care mi se pare din sezonul asta, când s-au băgat cu sezonul 7-8, e că campfire-le nu mai sunt cu bețe, adică să poți să le dai direct foc. Trebuie să dai tu 200 wood ca să-l aprinzi. Așa că lame rău de tot, ești nebun la cap. N-a fost niciodată așa în Fortnite și s-a băgat fix acolo. Nu înțeleg ce au avut în cap ăștia de la Epic Games să bage chestia asta, dar puneți-mi voi în comentarii voi ce credeți. Am speriat puțin când am văzut legendar. 20 de persoane live chat. Ce naiba win să mai fac, frate? Kill-uri, ce win, că win pot să fac. Că fac win așa fără arme, schimb titlul la episod. Eu îi pun am făcut win fără arme în sezonul OG, în Fortnite OG. Tot episodul vorbesc de cum vreau să găsesc o hartă. Sincer, am găsit în primul minut din live, am zis, live-ul de pe canalul principal făcut ieri. Bă, și aici nu găsesc după atât. Uite, mă, ce îmi dă tactical epic. Hai ce lutat, n-am nicio șansă să mai găsesc hartă. Îl păla cu avionul, bro. Oare să găsesc decât aici la Frosty Flight. Nu veni pe mine, te rog. Mersi, te pup. E un bush în avion insane. Bă, sincer, acum chiar mi-aș dori mai rău să nu găsesc comoara și chiar să fac un... Ar fi de 10 ori mai interesant și oricum, dacă găsesc comoara, cu câte kill-uri să mai și fac? Un kill, două. Așa, măcar contentul pentru episodul ăsta cu 0 kill-uri. Oricum era cam același. Trebuie să joc cumva smart, că trebuie să stau să se închidă zona de tot ca să pot duce challenge-ul ăsta cu 0 kill-uri la bun sfârșit, că mai sunt 6 player, zona e mare. Cam sigur că nu o să dau de băieți, dar tot să fie greu la final, că dacă n-am materiale, mă, am sparge boiul. Da, mă, câștig cu 0 kill-uri, ce să fac? Să mă duc să mă bag într-un tun, nu știu dacă știți, dar au băgat și tunurile înapoi, nu le-am văzut pe episodul trecut. Mă bag, frate, într-un tun. N-am voie să iau, mă, că l-o mor cu rachetele. Vine cineva. Nu, nu ai voie, frate, să mă bazați, mă. What the fuck, omul meu îmi dădea pis control. Băteți-vă, mă, între voi, vă rog eu din toată inima mea. Lăsați-mă pe mine copilul ăsta așa. Bă, un copil și un vis am, frate. Bă, nu, am zis greșit. Bă, sunt un copil cu un vis, frate. Efectiv, eu vreau decât să fac clipuri de Fortnite. Ia uite, mă, și am și skin-ul ăsta ca terminatul. Doamne, mi-am luat skin de terminat chat. Să bat. Chiar aș putea să-l bat eu cu pickaxe-ul, n-aș putea să-l bat cu pickaxe-ul. Bro, rămân 1v1 și nu o să câștig, nu vine să cred. Am singura șansă la zona. Cât de zona acum? 2. Wow. Amândoi pump-uri legendare, amândoi au găsit comoară. 1v1. De că nu mai am grappler și insane. Pe zona asta mai fi o zonă și după se închide. E băiatul de m-a prins în box la început. Nu, te rog, lasă-mă. Nu. Te rog, lasă-mă, bro, și pe mine. Nu fi de la rău.
No! Avea 169 viață. Chat, explodez de nervi după meciul trecut, pentru că e foarte greu să faci win cu 0 kill-uri. Dacă vreți să vedeți un win cu 0 kill-uri, vreau susținere mare la canalul ăsta, subscribe de toate. Poate o să încerc să fac challenge-ul ăla încă o dată, vreodată în viitor, chat, că e nebunie. Bă, stăm cam bine pe chestii, încerc să fiu. Cam îmi vine să încerc iar să fac win cu 0 kill-uri. Am trapă și cu trapă am voie să fac kill teoretic. Că nu e o armă, adică nu o folosesc sau nici n-am niciun habar, chat. Mă, cred că încerc chiar win-ul cu 0 kill-uri. Bă, mai sunt 14 player și uite cum e zona, să mor eu, chat. Ce fac, mă, cu ăsta? E botălaina? Ăsta las la final, bă, frate. Las că cine știe, poate ăsta rămân în final și chiar fac win-ul ăla cu 0 kill-uri. Na, cum, frate, mă, cu harta asta? Pă bune, nu o găsesc, mă, bă, mă doare. O filmez la 12 dimineața, mă, frate, sunt mort. Și nu o găsesc, mă, frate, și eu. Ei sunt trează dimineața, eu nu mai pot, mă, chat. Uite, mă, ce-mi dă, mă. 10 player, pă bune, încerc chiar cu 0 kill-uri, mă, frate. E că n-am cea mai importantă chestie, n-am medkit. Nu se poate. Nu vreau, mă, frate, nu vreau. Simt că e destinul să n-o iau. E destinul, mă, să n-o iau. O țin aici ca rezervă, că cine știe, dar e destinul, mă, frate. Fac win cu 0 kill-uri. Ăsta e clipul de azi. Ăla îl lăsăm pe ziua de mâine. Nu vreau să o iau, frate, nu vreau. Fac win cu 0 kill-uri. Am luat prea bun, mă. Da și campfire. Stau în zonă, fac de toate. Hai, mai dă-mi medkit și fericit. Mai sunt 6 player, mă. Ce să mai iau, mă, aia? Nu mai iau deloc. Mor 3 player. Păi nici nu sunt satisfăcător. Puh, nici nu mai pot să vorbesc. Că coleg mere în inventar. Este mult mai ok merele pentru zonă. Ați grepe pe globul ăsta. Hai. Sunt supărat, mă, chat, pe bune. Bă, voi credeți că e simplu să filmați challenge-ul de asta, dar nebunești cu nervii. Și știți că eu nu stau bine cu nervii din live-urile mele anterioare. Un tryhard de la ciudat să nu mai dau și o fericit atâta vreau. Uite, Scar, Chuck, Jack, buf, frate, dar am dat, mă, de toate, m-am dat 5 playere live. Of, 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 of. Ia avionul, stau cu avionul în aer. Care merge, chat, ia, hai să încerc. Mai întâi de tower zona, insane. Hai să vedem cât putem să stăm în aer cu avionul, trebuie să câștigăm cu 0 kill-uri. Blood trage după mine, bro. Iatul ăla nu prea pare NPC. Ha, nu mai am buș. Blood trage cu miniganul în mine și mi-a dat busul jos. I'm a leave me alone. De ce ești așa tryhard, bro? Dacă aș fi luat treasure-ul ăla, te-aș fi bătut rău de tot acum. Păi tot te-aș fi bătut, mă, cu treasure-ul ăla. Nu știu dacă am făcut o greșeală sau nu. O să văd la finalul clipului dacă regres sau nu. Te-ai botălaina? Botălaina. Ăsta trebuie să-l apărăm cu prețul vieții, chat. Mai sunt eu botălaina ăla. Ăla de acolo și ăla din tilte. Tryhard de amândoi. Știi dacă i-aș da trapălul 1 pe final. Aș da cât 150 de mei și apoi să moară de la zonă. 0 kill-uri aș face. Încerc să mă bag într-o casă de aia în tilte fără să mă vadă. S-a pus foarte bine zona pe tilte, chat. Pus genial zona pe tilte. Că pot să mă bag într-o casă să-mi pun campfire, să-l mă duc sus, să-l bat. Păi, am 6 shockwave-uri. Botalaina ăla să mai fie în viață. Botalaina ăla o să-mi facă meciul, bro. Vreau eu rămân aici, bro. Suntem 3 player, bro. Can do it, I can do it, I can do it. Alozi, el pare tryhard atâta. Zona tilted, we are chilling, bro. Cred că mai sunt eu cu botalaina. Nu, îl bate, bro. Că-s tryhard de aia doi, cred că au bătut botalaina, mă. Trebuie să-i localizez, pe bune. Unu-i acolo. Ok, don't shoot in me. Ok, trebuie să-l deasupra lui. Bate-te cu celălalt. Stau deasupra ta să nu poți să mă bați. Deci au bătut botălaina-ul. Poate șansele să câștig meciul ăsta, doamne ăștia. Am un rift to go. Toate materialele de care le vreau. Hai, băteți-vă între voi. Mai am un rift. Let's go, bă, poate fac win cu 0 kill-uri și ăsta-i. Oricum nu mai pot să schimb subiectul la episod. Hai, băteți-vă, mă, băteți-vă, mă. Voi n-aveți campfire, n-aveți nimic. Hai, unde sunteți? Duce și bate pe ăla de jos. Încă mai am 6 shockwave-uri. Let's go. Sunt în zona, la prin zona câte de-a 8. Trebuie să o fix deasupra lui. Deasupra lui n-are cum să mă nimerească. Let's go. Going zone. Let's go. Win cu 0 kill-uri. Let's go. Am transformat challenge-ul ăsta, bă, într-un challenge în altul, bro. Let's go. S1K E pe shop. Legendar. Sunt tăticul lor, bro. Tăticul lor. Okay, it's childish. Can't be no homegirl. Drop it like the Nasdaq.